Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani în iunie 2009, în urma unei intoxicații grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray. La apogeul carierei, Michael era imaginea puterii și a sănătății, fiind capabil să execute mișcări complicate aparent fără să facă prea mare efort. În momentul morții, corpul său abia mai cântărea 50 de kilograme și era afectat de intervenții chirurgicale și medicamente, precum și de ceea ce părea o luptă cu anorexia. Autopsia lui Michael Jackson a dezvăluit detalii tulburătoare privind starea cântărețului la momentul morții. Documentele date publicității arată că Michael Jackson, în vârstă de 50 de ani, nu avea în stomac în momentul decesului decât medicamente parțial dizolvate. Șoldurile, încheieturile și umerii cântărețului prezentau urme de injecții atribuite administrării de analgezice de către medicul său. Buzele erau tatuate cu roz, iar sprâncenele cu negru, în timp ce partea superioară a frunții era colorată astfel încât să mascheze marginea perucii. Vedeta avea vânătăi suspecte pe genunchi și pe gambe și prezenta tăieturi pe spate, urme ale unei căderi recente. Corpul era presărat cu zone de piele mai deschise și altele mai închise la culoare, lucru care confirmă afecțiunea vitiligo. Cel mai tulburător element pare să fi fost faptul că părul ondulat care ajungea până la umeri s-a descoperit că era o perucă lipită de scalpul artistului. Sub perucă, arată documentele date acum publicității, Michael Jackson era complet chel, cu excepția unor zone de puf roz. Se crede că Jackson a început să poarte perucă după ce părul i-a fost afectat de un incendiu în timp ce filma o reclamă pentru Pepsi în anul 1984. În urma accidentului, medicii i-au prescris medicamente puternice pentru a face față durerilor provocate de arsură și, conform declarației lui Tito, fratele artistului, cântărețul a rămas dependent de substanțe până în momentul morții. Medicul personal al superstarului a fost găsit vinovat de o omucidere involuntară și a fost condamnat la 4 ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013 după ce a petrecut aproape 2 ani după gratii. Michael Jackson a murit în perioada de pregătire a ultimului său turneu din carieră intitulat This Is It, care ar fi trebuit să debuteze în iunie 2009 la Londra.